În Republica Moldova sunt peste 3.000 de avocați. La prima vedere ar fi o cifră mare, dar oricum suntem sub media europeană raportat la cap de locuitor. Acești 3.000 de avocați sunt organizați în cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, că este un organ de autoadministrare. Această Uniune a Avocaților, în principiu, decide asupra admiterii de noi membri, asupra sancționării disciplinare, asupra organizării interne, aspecte de etică și, bineînțeles, că ea coordonează activitatea tuturor avocaților. Avocații în Republica Moldova sunt divizați la nivel regional în 4 barouri, conduse de un decan, numit pentru o perioadă de 2 ani. Aceste barouri sunt constituite la nivelul curselor de apel, adică avem baroul Bălți, baroul Chișinău, Comrat și Cahul. Cel mai mare dintre aceste barouri este baroul Chișinău, care înglobează în sine peste 2.000 de avocați, adică mai mult de 70% din toți avocații din țară. Pe lângă aceste barouri, care au mai mult scop de organizare internă decât de autoadministrare, există Uniunea Avocaților. Uniunea Avocaților este, aș spune, instituția umbrelă care coronează activitatea barourilor. Ea este condusă de un președinte ales pentru o perioadă de 2 ani la adunarea generală a Uniunii și de către un consiliu care este compus din decanii barourilor și delegați din barouri în funcție de numărul avocaților din fiecare barou. Acum cota este de 1 la 200. Pe lângă Consiliul Uniunii Avocaților și Președinte, de aspecte de admitere în profesia de avocat, se ocupă Comisia de Licențiere, compusă de 11 persoane, la moment alesă de către o comisie specială creată de Consiliul Uniunii Avocaților. Această comisie de licențiere admite la stagiere un avocat stagiar, adică organizează examenul de admitere la stagiere, după care un stagiar va face stagiere timp de 18 luni, după care va fi rugat să vină la examen și după promovarea cu succes a examenului de admitere în profesie, comisia face propunere ministrului Justiției și ministrul Justiției, prin ordin propriu, oferă licențele. Licența se oferă fără termen, dar poate fi pierdută în caz de comportament inadecvat al avocatului, iar deciziile privind la sancționarea disciplinară a avocatului o ia Comisia pentru Etică și Disciplină, de asemenea compusă din 11 membri. Avocații au un cod de etică propriu și își stabilesc singuri onorariile. De asemenea, avocatul poate să profeseze avocatura, dar poate să nu o facă. În cazul în care consideră că nu are o clientelă suficientă sau ar trebui să iasă în concediu pentru îngrijirea copilului sau ar vrea să ofere consultanță in-house, aș spune, atunci avocatul își poate suspenda licența. Suspendarea licenței se face prin hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților. Anual încearcă să fie admiși în avocatură circa 300 de oameni. Din acești 300, reușesc să obțină licența de avocat circa 120, statistic. Pe lângă cei care susțin examenul, mai există 3 categorii de persoane care obțin până una alta licența fără examen. Aceștia sunt judecătorii și procurorii cu o vechime în muncă mai mare de 10 ani și doctorii în drept. Există o inițiativă de
modificarea legii avocaturii, prin care aceste trei categorii să-și piardă dreptul să obțină automat licența de avocat, dar ei nu vor fi obligați totuși să efectueze stagiere de 18 luni. Cele mai multe critici, bineînțeles, au fost nu față de aceste persoane care nu sunt examenul, ci față de modul cum se organizează examenul de către Comisia Licențiere. Cu regret, examenul în fața Comisiei Licențiere se bazează mai degrabă pe niște reguli nescrise decât pe niște criterii obiective.